Urmăriți bine cetății în care v-am dus în robie. Și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Um, trebuie să fac înaintea dumneavoastră o mărturisire și anume, e de multă vreme de când în biserică nu ne-am rugat pentru. Ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii națiunii noastre. Îi mulțumesc lui Lucian pentru rugăciunea făcută înainte, dar dați-mi voie ca numele Bisericii întregi să mijlocim încă o dată, pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de neamul acesta, de țara aceasta, care a început ca fiind minunea sa, ca fiind împlinirea planurilor sale și a profeției cuvântului său, nu numai pentru ținutul acesta, ci pentru o lume întreagă. Blocați între două puteri care se luptă, blocați între două perspective care nu seamănă deloc una cu cealaltă, personal am nevoie de Prezența și de călăuzirea lui Dumnezeu. Cu bunăvoința dumneavoastră, înainte să ne îndreptăm spre meditația acestei seri, dați-mi voie să îngenunchez și împreună cu dumneavoastră să ne rugăm pentru binele cetății în care locuim. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus, îți mulțumim pentru că ai purtat și ai ținut în mâinile tale istoria și plăzmuirea ei în legătură cu noi până în momentul acesta. Ne uităm, Părinte, la degetul tău care ne deschide ochii spre lucruri cheie care s-au întâmplat, se întâmplă și care vor produce mai departe concluzii extrem de puternice pentru ziua de mâine. Consecințe care vor afecta pe poporul tău și care vor afecta și mersul evenimentelor. Îți mulțumim pentru degetul Tău. Dar așa cum ai scris, Doamne, în istorie, legea și poruncile Tale, mai scrie încă o dată pe timpul și în istoria acestei lumi voința Ta. Facă-se voia Ta, Doamne. Binecuvintează această țară, acest popor, fă să se întoarcă la tine, creează-i ocazii speciale pentru aceasta, dar mai ales dă-ne nouă viziunea necesară pentru ca să ieșim în întâmpinarea ocaziilor pe care tu le creezi poporului tău. Te rog să binecuvintezi alegerile din această țară. Să hotărăști, Părinte, destinul ei pentru mâine să se întâmple ceea ce tu dorești. În lupta cu împărăția Persiei sau a Greciei sau a lumii acesteia, să biruiască, Părinte, voivodul Mihael. Mai vină încă o dată în istoria noastră și mai obțin o biruință pentru tine și pentru poporul tău. Te-am rugat în numele Domnului Isus. Amin. Pacea Domnului Isus. Cred că fiecare vineri seara m-a condus să mărturisesc surpriza și dezamăgirea mea în legătură cu timpul acesta care se prelungește mereu și mereu și care ne ține din ce în ce mai mult departe unii de alții. Primul val, al doilea val, al treilea val, primăvară, toamnă, iarnă, toate sunt motive pentru ca ceea ce ne sperie și ne ține departe să continuăm. În realitate sau în mai puțină realitate, factorii de decizie din jurul nostru hotărăsc că astăzi nu se mai poate trăi cum s-a trăit sau că nu putem vorbi de normalitate. Încă un sabat anormal pe Pământul acesta. Dați-mi voie să vă întreb, Doamne, vom mai trăi sabate normale? Adică, așa cum știam, așa cum era, așa cum poporul tău, Doamne, se strângea când îți adunai o știre. Oare se mai întâmplă? Um, va trebui să ne rugăm pentru asta. <coughs> și dacă nu reușim să ne rugăm, înseamnă că nu înțelegem foarte bine ce am pierdut sau ce pierdem, și mai grav de atât ce vom pierde dacă lucrurile rămân mai departe în felul acesta. Definiția unei biserici nu este dată de cuvântul predicat la radio pe ecran, la televizor sau pe computer. Nu. Biserica se constituie în biserică atunci când cuvântul lui Dumnezeu este predicat. Cu alte cuvinte, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este rostit, biserica vine la cuvânt. Așa cum albinele se strâng la fagurul cu miere sau la puiet. Dragii mei, dacă cuvântul este rostit și noi nu ne putem strânge, nu ne putem da mâna, nu putem crea un front, nu nimic normal. Nu. -i. Trăim într-o stare de anormalitate și așteptăm normalitatea lui Dumnezeu. Iar dacă lucrurile vor merge mai departe așa, va trebui ca să ne luăm responsabilitatea să ne căutăm frații. Cu orice preț. 2, 3, 3, 4, 5, 6. Grupele de rugăciune, bisericile mici trebuie să înceapă să trăiască și să funcționeze din nou. Vă invit în seara asta, în această anormalitate, să vorbim puțin, să citim puțin, să ne rugăm despre semnele vremurilor. Matei 16. Matei 16. De la versetul 1, fariseii, saducheii s-au apropiat de Domnul Isus ca să-l spitească. I-au cerut să le arate un semn din cer. Ca răspuns, Iisus le-a zis, Când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci este cerul roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fața cerurilor sau a cerului știți să o deosebiți. Și vremurile și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Dragii mei, se umple lumea de semne. Cerul și pământul mărturisesc despre schimbări dramatice care au loc în vremea aceasta. Întrebarea este: Ce schimbări dramatice vedeți dumneavoastră în poporul lui Dumnezeu ca și consecință? E vreo schimbare? Sigur că este. E de bine? Vorbește de mântuire? să ne ajute Bunul Dumnezeu. Bine ați venit în seara aceasta, la acest sabat, aducător de aminte, aducător aminte de minunile lui Dumnezeu și de Dumnezeul extraordinar pe care îl avem. Aș vrea să vă odihniți sufletul. După o săptămână de alergat în stânga, în dreapta, hăituiți de știri, urmărind cum se ridică numerele cu infectări, COVID, urmărind ceea ce se întâmplă lumea politică, gândindu-ne la ziua de mâine, frați care îmi dădeau telefon descurajați în legătură cu ceea ce se întâmplă, neînțelegând de ce e toată confuzia aceasta. Dragii mei, a venit sabatul. Lăsați ca pacea lui să intre în viața noastră. Să coboare în Sufletul nostru. Semnele vremurilor sunt toate înaintea ochilor noștri. Ce învățăm din ele? Este pentru prima dată în paradigma aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu când găsesc că Domnul Isus Hristos le spune oamenilor dinaintea Lui, fățarnicilor, nu pentru că nu se iubeau unii pe alții, nu pentru că zicea una și făceau alta, ci pentru prima dată Domnul Isus Hristos le spune fățarnicilor pentru că ei văd semnele vremurilor, dar nu se întâmplă nimic la nivelul pregătirilor. Adică. Nu cred că este vreunul dintre dumneavoastră care să nu fi trecut prin emoțiile unui examen. Când ai examen? Pe data de cutare. Ce faci înainte de examen? Îmi iau concediu. Învăț. Mă pun la punct. Vreau să fiu pregătit pentru examen. Să pot să trec examenul. Apoi urmează numărătoarea inversă. Câte zile mai ai până la examen? Șapte. Săptămâna asta este cea mai grea. Apoi câte mai rămân? Patru, trei, doi, unu. Urmează nopți albe. Urmează ligiane cu apă rece. Urmează tot ceea ce vreți dumneavoastră. Pentru ca să fi gata la examen. Există o anumită numărătoare inversă ce corespunde cu semnele vremurilor. Anumite borne pe care fiecare student, fiecare om care vrea să ia un examen și le așează. El spune așa, la o lună de zile trebuie să parcurg materia în felul următor. Apoi, când mai sunt două săptămâni, o mai reiau o dată. Pe urmă, în ultima săptămână mai trec și mai fac ultimele ajustări. Sunt borne pe care un om înțelept le pune pentru un examen. Semnele vremurilor. Ceea ce este surprinzător este că Domnul Isus Hristos le spune voi aveți bornele astea și le știți, vă uitați la ele, vorbiți între voi și ziceți mai o lună până la examen, apoi ziceți mai sunt două săptămâni până la examen, apoi mai sunt o săptămână, mai o săptămână până la examen, apoi patru zile până la examen. Ăstea le știți pe toate. Dar ce faci la o lună? Ce faci la două săptămâni? Ce faci la o săptămână? Ce faci la patru zile? Ce faci? Și aici este marea problemă, pentru că Domnul Isus Hristos spune, voi numărătoarea o faceți bine, numai că voi nu faceți ce ar trebui să faceți atunci când ați ajuns la o lună, la două săptămâni, la o săptămână, la patru zile. Surpriza Domnului Isus Hristos a fost când a văzut că poporul său se uită la semne și stă cu mâinile încrucișate, se uită pe geam. Este într-un soi nu de nepăsare, ci de adormire ciudată. Parcă cineva le-a luat noțiunea timpului în timp ce se uită la ceas. Se uită la ceas, numără orele dar este ca și cum nu înțelege nimic din toată treaba asta. Nimeni nu pune mâna pe carte, nimeni nu face recapitulare, nimeni nu se pregătește. Toată lumea stă, se uită la ceas și atât. Și Mântuitorul preia problema aceasta și o numește fățărnicie. Dar de ce e fățărnicie, Doamne? Pentru că nimeni nu ți-a luat posibilitatea ca să te pregătești în acord cu semnele vremurilor. Decât dacă ai hotărât să spui una și să faci alta. Adică să spui una și să nu faci nimic. Ori asta e pățărnicie. Da. Mă surprinde versetul 4 și mai departe. Versetul 4 îmi spune, neamul acesta cere un semn. Păi n-are destule borne. Semnele vremurilor nu sunt destule pentru el? Și Mântuitorul spune, el mai cere un semn ca și cum n-ar vedea nimic. Deși se pricepe la semn. De asta nu i se va da alt semn decât semnul prorocului La ce face referire mântuitorul? Știți e important. Întotdeauna vremea s-a măsurat către Mesia către Domnul Isus Hristos. Acum vremea se măsura către cruce. Fiecare zi. Fiecare moment. La noi e vremea să măsoare tot către Domnul Isus Hristos. Dar către revenire. Surprinși de toată situația asta, pe drum, <coughs> au crezut că Domnul Isus Hristos le reproșează neglijența faptului că n-au luat pâini. Și Mântuitorul se întoarce către ei și le spune puțin credincioșilor. Puțin. Am urmărit toată această situație pentru a observa unde ne merge mintea atunci când nu înțelegem planul lui Dumnezeu cu noi. Deci putem înțelege orice. Stai să vezi că Domnul Iisus Hristos se referă la faptul că trebuia să mai luăm pâini, mai trebuia să facem nu știu ce la biserică, mai trebuie să facem în altă parte. Când Mântuitorul îi întreabă, nu vă gândiți? Mai sunt câteva zile și veți sta față în față cu semnul lui Iona. Și anume moartea Domnului Iisus Hristos. Iar ei se gândeau la pâini. Ce consecințe dramatice are fățărnicia aceasta deosebită, că nu e fățărnicie de orice fel. Este fățărnicia în care te uiți bine și studiezi, înțelegi profeția, ești specialist în ceea ce privește timpul și soroacele, dar nu faci nimic pentru sufletul tău. Am devenit mai buni în timp ce vremea se arăta ca fiind cu totul specială, în timp ce vedeam că se scurtează, în timp ce vedeam că e tulbure, am devenit mai buni sau mai răi? Numărul crizelor la nivel de depresie, de angoază, sinucidere și așa mai departe. A crescut cu până la 40%. Vorbeam zilele trecute cu cineva care a trebuit să-și înmormânteze un membru al familiei. Groparii sunt în urmă. Sunt în luna septembrie. Curând. Și marea majoritate a cazurilor sunt cazuri de sinucidere. Teamă, frică, neîmplinire, nemulțumire, nesiguranță. Oameni care nu-și mai găsesc rostul. Nu mai pot să meargă să-și să, meargă să bea cafeaua, nu mai pot să meargă la restaurantul favorit, nu se mai pot întâlni cu cine doresc și dintr-o dată viața nu mai are sens. Și se termină. Supradoze. Droguri luate în cantități um, mortale. Ne-am făcut mai buni sau mai puțin buni. Dați-mi voie să merg pe aceeași temă în Luca 12. Luca 12, la versetul 54. Mântuitorul le-a zis, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. Vremea asta, cum de nu deosebiți? Și încă o dată Domnul Iisus Hristos se referea la ceea ce faci când vezi semnele vremurilor. Pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Ce este de făcut? Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum, caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și celor din urmă bănuți. Ce legătură are treaba asta cu semnele vremurilor? Hmm? Ce legătură are? Păi dacă atunci când vezi că semnele vremurilor îți vorbesc de o vreme ca nimeni sau ca nicio alta, și dacă nu-ți rezolvi problemele pe care le ai, cu oricare ar fi pârâșul, începând de la semeni, frate, aproape, îndepărtat, până când dai chiar și de el, de satan, pârâșul fraților, dacă nu rezolvi problemele în așa fel încât nimeni să nu te mai poată pârâ. Acum, când vremea este desfârșit și spre sfârșit, ai putea să înțelegi că dacă nu faci acum treaba asta, vei plăti până la ultimul bănuț. Va fi prea târziu. Fățarnici? Sigur. De ce? Vezi. Știi. Dar nu știi. Nu știi să te pregătești. Nu știi să-ți rezolvi problemele. Nu știi să cauți un delemn de rezervă. Nu știi să te pregătești pentru zilele care vor veni crezi că dor, dor să o întoarcem înapoi vremurile bune. Dor, dor va fi cum a mai fost. Și nu te pregătești, nici nu-ți dă prin minte ca măcar să-ți spui, dar dacă? Dar dacă a început o altă vreme? Cum n-a mai fost? De sfârșit. Și dacă vezi cerul roșu și spui că a doua zi va fi senin, și dacă vezi cerul roșu cumva întunecat printre nori, și știi că a doua zi nu va fi bine, aproape că va fi ploaie, și dacă te pricep la lucrurile astea, acum când vezi ce se întâmplă, cum va fi? Oare noi de frică spunem că va fi mai bine? datorită faptului că n-am vrea ca să se îngusteze drumul, de asta spunem că nu, va, nu se va întâmpla asta? Știm despre ne știm despre toate cele. Ne îndreptăm spre asta? Păi dacă ne îndreptăm spre asta, se vede? Unde-i munca sufletului meu? Unde-i rugăciunea? Unde-i pregătirea? Unde-i sinceritatea? Unde-i onestitatea? Se vede asta în popor? Se vede asta în viața mea? fățarnicilor. Le spune acum, puțin mai târziu, în Luca 19, Domnul Iisus Hristos trece mai departe și le spune acea plângere, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, Lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine, copiii tăi din mijlocul tău, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. A trecut îngerul pe la tine. S-a uitat în viața ta. Și tu n-ai știut. N-ai vrut? Te-ai făcut că nu știi? Nu știu. Ce ar trebui să înțelegem din vremea care o trăim? Care ar trebui să fie lecțiile? E interesant că Domnul Iisus Hristos spune așa în Matei 16, spune Fii atent la semnul Iona. Cu alte cuvinte, fii atent la semnul Fiului Omului. Și în Luca 12 se spune, vezi, împacă-te cu pârșul tău. Sunt două lucruri care trebuie făcute repede de tot în perioada asta. Caută-L pe Iisus Hristos. Vezi ce vrea de la tine. Uită-te la El. Doi. Uită-te în jurul tău. Frații tăi. Vezi cu cine nu te împaci. Vezi care sunt problemele. E vremea extrem de importantă. Împacă-te cu oricine te-ar putea pârâ înaintea lui Dumnezeu. Cu oricine care într-o zi anume ar putea să se ridice, să, întindă, să întindă degetul spre tine, să spună, uite ce a făcut. Tot ordine. Vremurile se schimbă, dragii mei. Aș vrea să trec la un alt tablou. În anii 1910, la Edinburgh, a început așa numitul ecumenism misionar. Protestanții și-au propus în momentul acela să se ajute unii pe alții pentru răspândirea Evangheliei, pentru ca să, eu știu, să, să elimine fenomenul de sărăcie și de foame și ei să fie binefăcătorii lumii. A fost excelent. S-au făcut progrese. S-a mers înainte. E adevărat. Nu neapărat în cunoașterea întregului adevăr al Scripturii. Orecum, studiul Scripturii a trecut pe planul 2. Dar din punct de vedere al Evangheliei sociale, a modului în care creștinismul. A reușit să impresioneze omenirea cu ideea de bunătate, de har și de frumos. S-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în perioada asta. 2015. Ecumenismul misionar își schimbă fața. Se va numi Ecumenism Ecologic de aici înainte. Istoria Arată că ecumenismul misionar n-a reușit să strângă pe toți creștinii în jurul misiunii. Creștinii au mers împreună până la împărțirea pâinii, dar apoi problemele legate de înțelegerea scripturii, problemele legate de învățătură, de conștiință i-au ținut mai departe separați. Revoluția pe care a adus-o Vatican II din 1964 mai departe. Revoluția, repet, a impresionat și a influențat toată lumea creștină. Pregătiri s-au făcut în anii 1988-1990. Protestanții cu catolicii și-au redefinit pozițiile lor. Prin definiția de dicționar au reușit să se apropie unii de alții. Problemele de îndreptățire prin credință, problemele de credință, de fapte, de mântuire și așa mai departe au fost ajustate din creion, din definiție și până la urmă, în jurul anului 2000, ei reușiseră să spună, mergem împreună. Din ce cauză împreună? <coughs> Spuneau ei, vremea este foarte înaintată și dacă vremea este foarte înaintată, trebuie să ne unim. S-a mai mers așa încă 15 ani. Asta a fost în 2015, când S-a sunat ca niciodată alarma la nivel planetar și s-a spus, planeta e bolnavă, trebuie să salvăm planeta. Această, acest deziderat să salvăm planeta, să mântuim planeta, a fost atât de puternic încât, într-adevăr, a reușit să unească în jurul acestui deziderat. aproape 170 de țări. E interesant acest ideal. Pentru salvarea planetei lumea întreagă se unește. Întreb din nou, din ce cauză? <laughs> Și păgânii. Religile necreștine și religiile abramice, și fragmentările creștine, toți au găsit în această chemare un punct foarte important pentru a dori să fie împreună. Vom mai vorbi despre lucrul acesta. se amintește despre faptul că a trebuit să fim împreună datorită modelului Domnului Iisus Hristos. Dar pentru că în ultima vreme vrem să ne unim cu toții și din această unire să facă parte și lumea necreștină, și ateii, și agnosticii, toată lumea, atunci până și numele lui Iisus Hristos a fost lăsat în anumite documente deoparte. Și ne unim în fața nevoii. Înțelegeți-mă. După potop, urmașii lui Noe, la câteva generații, s-au strâns împreună și au dorit să fie una. Din ce cauză? de frică. Să nu mai vină potopul încă o dată. Apoi, din mândrie, a vrut să-și facă un nume. Trei. Strategic. Unde sunt mulți, puterea crește. Turnul va putea să fie mare, înalt, solid. Vom putea ajunge până la cer. Vom putea realiza din turnul acesta un laborator științific, în așa fel încât să vedem care este cheia secretelor naturii. Oamenii se pot aduna de frică. Oamenii pot să devină una pentru mândria lor. pentru strategia lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu ne vom aduna pentru Isus Hristos, toate celelalte eforturi vor conduce la Babilon. același lucru. Întotdeauna oricând în istorie, oriunde în istorie, dacă nu ne strângem pentru Isus Hristos, rezultatul va fi un turn împotriva lui Dumnezeu și care va purta vestem lui Dumnezeu. Babelul a inițiat o nouă formă de religie. Ce învățați? învăț că lumea mea se restructurează într-o nouă religie. În timp ce poporul lui Dumnezeu nu dă semne de înțelegere. Măcar de ne-am uitat puțin peste gard să vedem cum oamenii se unesc și să învățăm de la ei că e vremea e vremea să te împaci cu părâșul să dai la o parte problemele crizele de personalitate invidia, dificultățile rezolvă-le pentru că în timp ce ei se unesc datorită argumentului lor sociopolitic în partea asta la altă Singurul argument pe care îl avem pentru a fi una este Isus Hristos. Atât. Psalmul 102, versetele 25 și 26. Îmi spune că toate și cerurile și pământul se vor învechi ca o haină. Repet, 102. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, spune versetul 25. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Au dreptate cei ce spun că pământul este într-o criză teribilă? Sigur. Isaia 51, versetul 6. Ridicați-vă spre cer și priviți în jos spre pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină locuitorii lui vor fi ca niște muște. Ca niște zdrențe. E zdrențuit pământul? E corect? așa e, așa e. Au dreptate ca oamenii din jur să zică trebuie făcut ceva? Luca 21, Matei 24 vorbesc despre vor fi semne în soare, în lună, în stele. Vor fi strâmtorare printre neamuri care își vor da sufletul de groază în așteptarea semnelor care vor veni. Cu tremure, foame, ciumi. Asta e istoria Pământului. Au fost toate astea până acum? Au fost? Sigur. Deșertul înaintează. Pământul se transformă în pietriș și nisip. O mare parte dintre el este mizerie, pur și simplu. Gunoi. Îl transformăm, în scurtă vreme, într-o groapă de gunoi. Un deșeu planetar. Apocalipsul 11. Cine distruge pământul? Mă ajutați? Poftiți? Dumnezeu va veni să prăpădească pe prădători sau pe prăpăditori, pe cei ce prăpădesc pământ. cu bunăvoința dumneavoastră, înainte de a închide, aș vrea să merg până la capăt. Să duc argumentul la final. Apocalips 16. Nu e un capitol prezent, dar este un capitol de viitor și nu de viitor îndepărtat. Versetul 2 O rană rea și dureroasă va lovi pe locuitorii pământului. Pandemie? Nu mă refer la pandemia aceasta. Va fi aceea o pandemie? Poftiți? cumva, ceea ce se întâmplă astăzi sunt realități la o scară aproape benignă față de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că se va întâmpla. Cum va fi atunci? Acum suntem speriați de un număr oarecare de cazuri care au decedat. Atunci se pare că rana aceasta, extrem de groaznică, de, de, de dureroasă, extrem de contagioasă, va speria pe toată lumea. Ce fel de carantină va fi? Ce se va întâmpla? A vrut Dumnezeu să ne sperie? 2. Versetul 3. Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Marea s-a făcut sânge. Despre ce vorbim? Poftiți? Fenomene de felul acesta se întâmplă. Alge de diferite culori, chiar de culoare roșie, la un moment dat, au infestat în foarte multe părți ale pământului în ani, repetându-se problema, au infestat apele. În mod special, apele stătătoare. Va fi același lucru? Va fi altceva? Nu sunt în stare să spun. Spun doar că va fi la o scară mult mai mare. În mare! Vă imaginați ce ar putea să fie? Astăzi se vorbește despre faptul că încălzirea planetară ar putea să producă dezastre. Două grade în plus va schimba irreversibil întregul echilibru planetar. Dar dacă se va întâmpla un lucru de felul acesta? O mare întreagă, interioară, infectat. Apoi vorbim în versetul 4, râurile vor păți același lucru. Apa de la chiuvetă, apa potabilă, pe care noi acum încercăm să o filtrăm, să o recondiționăm și așa mai departe. Cum va fi? Spuneți-mi, vă rog, dacă acum există o asemenea teamă în sufletul oamenilor, ce se va întâmpla în fața acestor realități? Cum e? Versetul 8. Soarele i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Spune mai departe: Că oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare: două grade în plus, trei, patru, climate change, ecologie, Mă întreb și întrebarea asta mă frământă. Acesta este finalul planetei acesteia înainte ca Dumnezeu să intervină. De ce, în 2015, s-a făcut această schimbare bruscă într-un interes aproape surprinzător pentru ecologie, pentru planetă? Suntem într-o luptă între Dumnezeu și Satan. Într-o luptă ce vine de departe, de demult. Vreau să vă întreb, prințul și geniul care inspiră lumea aceasta citește Scriptura? O cunoaște? Știe că problemele planetei vor afecta cel mai mult pe oameni? Care este strategia atunci? Strategia este asta. Versetul 8. El va avea grijă ca oamenii să nu se pocăiască. Versetul 10. El va avea grijă că oamenii să hulească numele lui Dumnezeu. Din ce cauză? Oamenii sunt în stare să se unească de teamă, sunt în stare să se unească din îngânfare, din strategii și așa mai departe, dar oamenii nu sunt în stare să se unească în jurul lui Isus Hristos. Și atunci, ce rămâne este un fel de ecologie care îl înlocuiește pe Creatorul acestei planete. Dragii mei, semnele vremurilor le vedem și le știm. Întrebarea mea este: Ce e de făcut? Înainte să înceapă semnul lui Iona, Domnul Isus Hristos a stat de vorbă cu ucenicii săi. În Ioan 17. Iată ce le spune Mântuitorul, înainte de rugăciunea lui din Ioan 17, în Ioan 16, de la versetul 32. Iată, vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Se va mai întâmpla? sau nu se va mai întâmpla? Nu vi se pare că suntem într-un fel risipiți fiecare la ale lui? Bisericile ne așteaptă, stau goale, noi. Dar vorba textului, ăsta e doar începutul. Vremurile le știm. Ce-i de făcut, Doamne? Versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea ce? Necazuri. Dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Este o vreme de îndrăznit. Vremea de astăzi. Este o vreme de îndrăznit. Înainte ca cerul să se încuie, Înainte ca judecățile lui Dumnezeu să cadă pe pământ, înainte ca plăgile să ducă la capăt și să desvârșească, eu știu prăpădenia aceasta care se întâmplă datorită păcatului și datorită răzvrătirii noastre. Înainte de asta Dumnezeu spune: îndrăzniți, pentru ce? Îndrăzniți ca să biruiți lumea. Este o vreme de biruit lumea astăzi. Este o vreme ca poporul lui Dumnezeu să se ridice. Să-și ridice glasul și în concordanță cu semnele vremurilor să vorbească, să ia acțiune, să fie lumina lumii, să fie sarea pământului, să se împotrivească răului sub toate formele lui. E vremea să îndrăzniți. În timp ce lumea se adună pe frontul ei de teamă din cauza strategiei sau din cauza a orice alt, alt motiv, Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 17 cu 21 Doamne, mă rog ca toți să fie una Cum Tu, Tată, ești în mine Și eu în Tine Ca și ei să fie una În noi, spune textul Am putea spune ca, ca ei să fie una cu noi Știți? Nu suntem chemați să fim una cu altcineva decât cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Și dacă vă fi una cu ei, vom fi una cu frații lui Isus Hristos. Înțelegem textul, înțelegem importanța lui care spune Aveți grijă, semnul lui Iona, semnul fiului omului sunt împreună. Aveți grijă, dacă așa stau lucrurile, împăcați-vă pe drum. Unul e pârâș, altul e victimă, altul se simte nedreptățit, unul este oprimat de celălalt și așa mai departe, o serie întreagă de neînțelegeri și Mântuitorul zice a venit vremea să le rezolvați. Dacă nu le rezolvați acum, veți plăti până la ultimul bănuț. Pe drum, când vezi că se mută borna, când vezi că vremea merge înainte pe drum, uită-te repede și rezolvă-ți problemele dacă vrei să fii înțelept. Ca să poți să fii una cu el. Ca lumea să crede că tu mai ai trimis. Versetul 21. Și nu-i destul. În versetul 22 se reia această temă. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Zice Domnul Iisus Hristos, eu le-am dat slava mea ca să fie una. Ce unitate slăvită, ce extraordinar. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că ei iubit cum m-ai iubit pe mine. Frații mei, există un ecumenism ecologic care și are forța lui. În Biserica lui Isus Hristos trebuie să existe o strângere la oaltă cristocentrică. Isus Hristos va trebui să ne strângă. Va trebui să descoperim forța aceea extraordinară a lui. Pentru ca finalul nostru. Să fim împreună cu El. Să fim una cu Ei. Una cu Cerul. Cam așa sunt lecțiile. Lecții care derivă din semnele vremurilor. Te rog frumos, nu mai sta departe de fratele tău. Te rog frumos, nu mai sta departe de sora ta. Caută-i! Pentru ca să putem să fim una cu Isus Hristos la rândul nostru. Amin. Tatăl nostru, în căutarea, în căutarea direcției noastre, ne uităm la semnele vremurilor și semnele vremurilor ne arată către noi. Ne arată ce trebuie să facem, ne solicită, Doamne, să schimbăm ceva din modelele noastre de existență. Ne cerem iertare că ne-am obișnuit prea mult într-un anumit fel și felul acesta ne ține pașii pe loc. Te rog frumos, ridică poporul. Adună-l, Doamne. Trimite foc din cer. Puterea Duhului Tău cel Sfânt să vină în viețile noastre. Iartă-ne păcatele. Iartă-ne compromisul. Iartă-ne neînțelegerea, indiferența, fariseismul, Doamne, fățărnicia. Și ajută-ne ca, măcar acum, la sfârșit, după semnele vremurilor, să fim, Doamne, onești cu noi, cu tine, cu vremea, cu datoria, cu chemarea ta, așa cum este ea în Apocalipsă, atunci când ne ceri, Doamne, să luminăm cerul întreg cu lumina Evangheliei tale și de acolo pământul să fie plin de slava ta. Tată, te rog frumos pentru mine, împlinește lucrul acesta cu mine mai întâi. Apoi cu toți frații mei, surorile mele, biserica ta, în numele celui ce ne-a făcut această chemare, Domnul Iisus Hristos, te-am rugat. Amin.